Problema corupției a devenit la noi o problemă de siguranță națională. Vedem că lupta împotriva corupției ocupă aproape toată viața publică din România. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre originile acestui flagel? Cred că trebuie să începem prin faptul că și corupția este un fenomen social și, fiind un fenomen social, are o istorie. Ori, din acest punct de vedere, putem spune, în general, fără să intrăm în detalii, că preocuparea și, mă rog, toată problema corupției apare odată cu statul de drept. E un principiu de drept roman, de la origine dreptului, care face această afirmație. Nu există infracțiune fără lege. Adică dacă legea nu presupune în mod explicit, nu stipulează în mod explicit că acest fapt, gest și așa mai departe este constituie o infracțiune, acel gest, fapt, nu este o infracțiune. Ori din acest punct de vedere, cred că noi facem un fel de telescopare de asta istorică, în sensul în care spunem, la noi dintotdeauna a fost tradiție, a fost corupție. Ori, din acest punct de vedere, de la regii Franței la sultanii otomani, trecând prin boieri și prin domnitorii noștri, toți practicau corupția din acest punct de vedere, că dădeau tribut, bacșiș, ciubuc, care asta era legea. Deci nu putem să vorbim despre corupție în sensul în care vorbim acum, înainte ca acest capitol, această problemă să fie legalizate, deci să fie obiectul legii. Pe de altă parte, sigur că da, există aici niște rădăcini. Există niște rădăcini care există peste tot, deci în toată lumea, s-a pornit de acolo. Acum 300 sau 3000 de ani nu exista statul de drept. Deci tot de acolo am pornit cu toți oarecum. Doar că la noi statul de drept, ceea ce numim statul de drept, a apărut și s-a consolidat mai târziu. De care aceste comportamente pe care acum le numim corupție, dar care la vremea lor erau pur și simplu regula jocului. Era dreptul cutumiar al locului. Aceste comportamente, deci, au putut să se continue până mult mai recent. De care și trecerea la ce înseamnă stat de drept și pentru mine, cetățean, membru al unei societăți, ce trebuie să fac și ce n-am voie să fac, acest lucru se învață greu. Deci, din acest punct de vedere, sigur că putem să vorbim de niște rădăcini ale corupției în comportamente anterioare. Să dau un exemplu, nepotismul, că vorbim în continuare despre nepotism. Ceea ce preocupă foarte mult acum, ceea ce numim acum, atenție, trafic de influență, ceea ce numim dat de mită. Păi, scuzați, dar fără mita pe care o dădeam sultanului, n-am fi avut stat. Aceasta era regula jocului. Multă vreme, ceea ce numim nepotism, era iarăși regula jocului. Trecerea de la nepotism la clientelism deja este un pas mai departe. Deci, pe scurt, nu putem să considerăm că până la apariția și consolidarea statului de drept putem vorbi cu adevărat despre corupție. Dintr-un singur motiv. Nu exista, nu era considerată și nu era considerată de către nimeni ca atare. Cum funcționa vechea administrație românească? Putem considera ispravnicii ca precursori ai baronilor locali de astăzi? Categoric nu. Categoric nu, dintr-un motiv iarăși foarte simplu și foarte clar. Dacă ne referim la ceea ce s-a chemat ispravnic și care era o formulare inițial mai generică, de la ispravă, de la cineva care să-ți facă o ispravă. Și acel personaj, acea persoană, îi se dădea un vechileț, era un fel de acreditare, să zic așa, pentru a acoperi o serie întreagă de funcții de care avea nevoie satul, obștea și așa mai departe. Deci erau, dacă vreți, pre-funcționarii satului, dar nu în sensul actual, nu în sensul modern de funcționar, pentru că erau delegați de către obște,
putea să fie oricare dintre oamenii din sat, această funcție putea fi revocată de către obște, deci statul, obștea se hotărea, Nea Gheorghe nu și-a făcut treaba, deci îl revocăm, îi luăm isprăvnicia. E adevărat că din acești isprăvnici ai statului, odată cu trecerea statul modern, de aici s-au recrutat următorii funcționari. Ei, și de aici sigur că începe o fel de origine a baronilor locali, dar nu isprăvnicii inițiali, ci doar în momentul în care prin statul modern, care avea nevoie de funcționari, a recrutat ca peste tot, de acolo unde cât de cât oamenii știau ce să facă, că nu era să recruteze văcarul, ciobanul, pădurarul și așa mai departe. Deci această trecere s-a făcut în timp și odată cu această trecere, sigur că acești foști ispravnici au început să aibă mai multe puteri și unii dintre ei, sigur că le-au folosit mai mult sau mai puțin discreționar. Ce putem recunoaște din structurile sau din obiceiurile administrative de astăzi? Ce putem spune că provine cumva din vechea administrație românească? Dintr-un punct de vedere mai antropologic, dacă pot să-mi permit acest lucru, o anumită linie de continuitate constă în oralitate, ceea ce e adevărat, nu cred că s-a discutat din acest punct de vedere, e mai puțin vizibil, e mai puțin scandalos, dar cred că e mult mai important. La ce mă refer cu această oralitate? De fapt, până după mica unire, chiar până pe la marea unire și poate și după, reglementările juridice, legalitatea, să zic așa, era de tip cutumiar, nu? Era dreptul țării, era dreptul de paloș al boierului care s-a practicat până pe la 1848 și că era cam discreționar. Era în tranzacții faimosul Adelmaș, adică am vândut un teren, o pădure, o vacă, ce era de vândut. Și contractul, ca să zic așa, consta în a bea împreună țuica, care era dălmașul, și ăsta era un jurământ de principiu, care era sfânt, era mai puternic decât DNA-ul, ca să zic așa. Dar toate astea erau orale. Orale însemnând că nu atât cu ceea ce numim contract la ora actuală și ceea ce este la ora actuală un contract, ci înțelegerea față în față, înțelegerea orală, de la persoană la persoană, de la om la om, ca să zic așa. Ori această practică orală s-a moștenit și funcționează încă într-o anumită măsură până în prezent. Bun, și ce e rău în asta? Păi e foarte rău pentru că un stat modern are nevoie de o birocrație modernă. Ori o birocrație modernă este bazată inevitabil pe scris, pe documente scrise, care înseamnă contracte, care înseamnă legi, care înseamnă reglementări care sunt semnate, e trecerea, dacă vreți, de la gura satului la tribunal. Și gura satului a funcționat, deci nu gura satului ca bârf, ci gura satului care a reglementat. Tu ai greșit, aici n-ai făcut ce trebuie, afară. Ori nimeni nu-și putea permite să fie exclus dintr-o comunitate, că pur și simplu murea de foame. Deci sancțiunea era mult mai dură. Asigur că era orală, era cu totul altceva. Și sigur că era variată de la și schimbătoare oarecum și în timp și în spațiu. În satul ăla era într-un fel, în satul celălalt relativ în alt fel. Ei, ori această obișnuință noastră, această practică noastră, a fost într-un fel întreținută de comunism, deși oficial era blocată, dar a continuat și după. Și ca să fiu mai explicit, ce înseamnă o birocrație funcțională? O birocrație funcțională înseamnă că oricare persoană din birocrație este schimbată, acest lucru nu are niciun fel de efect, niciun fel de influență asupra niciunuia dintre clienții birocrației. Adică faptul că la o bancă, la sistemul de sănătate, într-un spital, într-un tribunal,
Faptul că doamna Vasilescu a fost schimbată cu doamna Popescu nu are voie să afecteze pe absolut niciun client al justiției, al sistemului de sănătate, al sistemului de învățământ, al alimentarii de la colț și așa mai departe. Ori știm foarte bine că la noi acest lucru este foarte important. De-aia e și toată această luptă pentru a-ți plasa oamenii tăi în funcții cheie, ceea ce denotă o birocrație nefuncțională. Deci o birocrație care încă se bazează pe relații interpersonale. Ori, o birocrație este atunci când nu mă interesează nici măcar cum arată persoana respectivă, pentru că trebuie să îndeplinească o funcție. Eu sunt contribuabil, persoana din fața mea reprezintă un sistem care e reglementat prin legi și poate să fie surdomută, poate să fie frumoasă sau urâtă, poate să aibă 20 sau 90 de ani, poate fi un robot. Este egal, sau trebuie să fie egal. Ori câte vreme această birocrație nu funcționează așa, înseamnă că este o birocrație nefuncțională și o birocrație care încă se bazează pe înțelegeri, pe relațiile acestea orale. Și ca să dau un singur exemplu foarte clar, au fost drame întregi când erau cu creditele, doar cu buletinul, a fost întreagă propagandă nouă a băncilor și foarte mulți s-au pomenit în situații dramatice. De ce? Pentru că au semnat contractul verbal și nu scris. Cum adică nu l-au semnat scris? L-au semnat scris, dar fără să-l citească. Deci au negociat cu persoana care reprezenta banca și așa mai departe, care era de încredere sau nu era de încredere. Adică mi-a plăcut cum mi-a vorbit, m-a luat frumos, m-a explicat. Și atunci, uitându-mă în ochii persoanei, zic, bun, m-ați convins, am semnat. Păi ce ai semnat? Păi nu știu, ce mi-ați spus? Da, doar că în contractul ăla pe care nu l-au citit, deși era scris, deși știau să citească, scria că acea rată va crește în timp, de pildă. Dar faptul că ai mai multă încredere în ce-ți spune omul decât în ce scrie instituția, este într-adevăr o dimensiune de relativă continuitate. Spun relativă ca să nu se înțeleagă că e absolut general. Dimpotrivă, învățăm tot mai mult ce înseamnă o cultură a contractului, învățăm tot mai mult să citim un contract, învățăm tot mai mult care ne sunt drepturile, doar că asta se învață în timp, nu se învață peste noapte și sigur că se învață mult mai repede decât cei tineri care acum intră în acest sistem, decât cei mai în vârstă care au practicat sportul ăsta și în timpul comunismului și imediat după. Deci cred că această oralitate este o dimensiune transversală, mult mai largă. Este evident că noi n-am devenit o societate contractualistă. La ce nivel de dezvoltare ne aflăm noi în prezent? E greu de spus aici, pentru că o astfel de clasificare, sau altfel spus, nu există niciun fel de clasificare universală. Ceea ce are sens și are sens istoric e să vedem de unde am pornit și unde am ajuns. Și din acest punct de vedere sunt două criterii mari care sunt valabile în viață în general. Un criteriu este cât drum am parcurs, celălalt criteriu unde am ajuns. Ori, din acest punct de vedere, ce drum am parcurs, am parcurs un drum lung. Și asta nu avem voie să uităm. Cât de departe am ajuns? Prea departe. Și dacă luăm comparativ cu unde ne-am fi dorit să ajungem, cu unde poate am fi putut să ajungem, sigur că din acest punct de vedere e mai degrabă deziluzie. Dar nici extrema cealaltă bate în pasul deloc de 300 de ani și nu s-a întâmplat nimic, să fim serioși. Deci o groază de lucruri s-au schimbat și s-au schimbat radical. Deci aș evita această plasare, pentru că o plasare nu poate fi decât comparativă, nu? Or, avem obsesia de a ne compara doar cu Occidentul și să constatăm că nu suntem în Occident. Nu, evident. Dar am făcut niște progrese, s-au produs niște schimbări, s-au produs niște recăderi, deci e un traseu mult mai accidentat pe care nu l-aș privi din acest punct de vedere care ne obsedează al stopurilor. Suntem pe locul 2-3 sau 200 sau la coada lumii. Ci, repet, l-aș privi mai degrabă istoric, adică pe un parcurs mai de lung, pentru că acesta ne spune mult mai multe și ne poate ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Un top de moment nu știu cât ne poate ajuta. Și unde suntem noi?
Balcani. Repet, deci suntem nu se poate pune. Deci întrebarea îmi pare rău, dar e greșită. E greșită pentru că e ca și cum ar exista un criteriu absolut. De genul, suntem pe Pământ, pe Lună sau pe Marte? Bun, suntem pe Pământ. Suntem în Europa? Suntem în Europa. Deci până aici totul stă bine. Dacă mergem însă mai departe, cam pe unde ne plasăm, aici intervine termenul de comparație. Ori, dacă luăm anumite țări din Occident, din punctul de vedere al corupției, sigur că stăm mai prost, dacă le luăm pe altele, stăm mai bine. Apropo, din acest punct de vedere, dacă luăm întreaga planetă, deci toate țările, sunt clasamente la care ne referim și noi într-un fel sau într-altul. Ori, din punctul de vedere sau privind la aceste clasamente, România se află cam pe la mijloc. Adică nu e nici foarte bine, dar nu este nici foarte rău. Adică avem țări mult mai puțin corupte în fața noastră, dar avem și țări mult mai corupte în spatele nostru. Deci depinde unde ne uităm. Din acest punct de vedere, putem să fim, ne plasăm, suntem mai sus, mai jos, mai bine, mai puțin bine și iarăși depinde care este domeniul la care ne referim. Deci eu din principiu nu că refuz, dar sunt foarte prudent în a face astfel de clasamente ca la fotbal, pentru că sunt mai degrabă emoționale decât, nu știu cât aflăm din ele, decât starea noastră de spirit. Ori aici suntem toți tentați la această întrebare noastră, răspunsul prim, și ăsta era și răspunsul meu prim, dar am dat peste degetele, vai de mama noastră. Bun, vai de mama noastră nu este o explicație, nu este un argument și nu ne ajută la mare lucru. Vedem astăzi că liderii politici reau la nivel discursiv sau chiar și vestimentar motive folclorice. Știm că folclorismul a fost cumva asociat cu mișcările de construcție națională. Ce reprezintă acest nou folclorism? Discutăm de o reconstrucție națională? Sau este doar o propagandă? Cred că lucrurile sunt legate și iarăși trebuie să le privim puțin istoric. Folclorismul despre care vorbim acum și cum ați menționat, face parte din construcția națională. În ce sens face parte din construcția națională? Păi, cu cine era să construiești o națiune modernă? Cu populația la dispoziție, nu existentă. Iar populația la dispoziție era peste 80-85% țărani. Deci toată problema românească și altor țări, altor mici națiuni, tinere națiuni, a fost aceea cum să construiești o societate, un stat modern, o națiune modernă cu o societate tradițională. Și nu puteai să te bazezi decât pe cultura acestei societăți, deci ce aveai la îndemână, deci cu marfa clientului, ca să zic așa. Ori pentru asta a fost nevoie de a construi, de a valoriza această cultură țărănească, care a devenit folclor național, deși inițial erau culturi, subculturi destul de locale. Era vorba aia, țara plină de țări. Folclorul, portul, cântul și așa mai departe în Maramureș și în Vrancea și în Dobrogea nu prea erau la fel. Deci toată construcția națională a avut nevoie de construcția unei culturi unitare și continue, care este cea țărănească. Deci țăranul și folclorul său au devenit icoana națională, au devenit emblema identității. Fără asta ar fi fost greu să construiești națiunea. Deci oricât de romantic, și a fost romantic, oricât de desuiet poate ni se pare acum, retrospectiv, ce s-a întâmplat atunci, chiar a fost necesar. Bun, odată construită națiunea, să revie la folclorism și într-o gamă mult, mult mai redusă, pentru că acel folclorism chiar avea la bază cercetări de teren, avea la bază mii și mii de preoți, de dascăl care culegeau, care știau, care au făcut arhive și așa mai departe. Deci era un nivel totuși de competență ridicată. Acum devine strict festivist. Și de ce, ne putem întreba, de ce devine atât de
festivist, care este rolul. Dacă ne uităm puțin la ce s-a întâmplat după 90, deci după căderea comunismului, vedem și nu trebuie niciun fel de studiu sociologic, antropologic, istoric, că se vede cu ochiul liber. Deci a fost o occidentalizare, a mâncat Occident pe pâine, ca să zic așa, la propriu și la, adică la figurat, dar și la propriu. Deci a fost o mișcare de recuperare. Am putut să vedem ceea ce am visat în timpul comunismului, deci de apropiere și de consum și de valorizare a Occidentului, până când lucrurile au început să nu mai meargă atât de bine și să devenim tot mai conștienți că ceea ce am visat nu prea s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat la nivelul la care ne-am așteptat. Și pe fondul acestor frustrări, ca de mai multe ori în istoria modernă a României, de la o deschidere și o valorizare a Occidentului, a început o repliere autohtonistă. Occidentul, vestul, străinii ne-au păcălit, ne-au furat, ei sunt de vină pentru ceea ce ni se întâmplă. Și pe acest fond, mai departe, e foarte ușor să joci această carte. Deci, e un fel de cerc și pâine, sau mă rog, cerc fără pâine. Deci, noi suntem, ținem cu poporul, adică, uite ce ie strămoșească am eu. Sau uite ce ceapa cea mai ceapă de la daci încoace. Exagerez puțin, dar foarte puțin. Deci devine evident propagandă, un marketing, de fapt e marketing politic, dar un marketing politic la blană, adică efectiv la nivelul cel mai de jos, ceea ce nu înseamnă că nu poate să fie și eficient într-o anumită măsură. Pe scurt, nu prea mai are nicio legătură sau aproape nicio legătură cu cultura populară, ci doar cu vânturarea unei imagini despre cultul strămoșilor, despre eu respect românul, adică pe voi, dragi alegători, adică pentru mine poporul român este important. Și ce face poporul român? Păi poporul român mănâncă fasole cu cârnați și poartă ie. Caricaturizez, dar cam acesta este mecanic. Pe scurt, un marketing politic de învăluire care cade sau este la limita între naționalism și populism. Pentru că nu este un naționalism consistent. Este mai degrabă, după părerea mea, mai degrabă un populism ieftin. Dincolo de acest populism ieftin, pe lângă tradiții ie și fasolea cu ciolan, avem în opoziție și cultura celuilalt. E una băștinașă bună a noastră și celălalt, străinul, ungurul, evreu, Soros, multinaționalele, care vor să ne ia țara, să sugă sângele poporului, cum se spunea prin 90. Cum privim noi încă în societatea românească străinul? Se revine la vechile paradigme? S-a revenit tot timpul și se va reveni tot timpul. Aici ai de două lucruri importante. Unul, de ce? Când și de ce se întâmplă această revenire? Și celălalt lucru complementar este cum va fi instrumentată, cum va fi folosită de agenți politici, nu agenturii, ci agenți de actori sociali. Bun, deci de ce se întâmplă și când se întâmplă? Pe totdeauna se întâmplă în perioadele de acumulare a unor frustrări, de incertitudine, de dificultate. Și atunci te întorci la sunul mamei, ca să zic așa, că mama te iartă și te susține. Deci te întorci la letale, că nu o să ți le conteste nimeni. E un fel de referință liniștitoare, care are baze psihologice înainte de a avea baze sociologice. Deci acest lucru îl putem revedea cam în toate societățile, dar vorbim de cea românească, pentru că acest lucru s-a mai întâmplat și s-a întâmplat în forme acute, mai ales în perioadele de criză, când are loc o revenire la leagănul matern, la strămoși, la credință, la religie, la practici și așa mai departe. Și asta totdeauna este mână în mână, nu? Mână în mână, cu cât te repliezi pe tine și cu cât te refugiezi în tine, cu atât străinul devine mai rău, mai amenințător,
E o strategie, de fapt, un mecanism uman absolut general al țapului ispășitor. În momentul în care ți-e frică de ceva, ori fugi, ceea ce odată câteodată nu se poate, ori ataci. Și pe cine să ataci? Pe cineva care concentrează, care devine simbolul răului. Și simbolul răului, bun, ungurii au fost totdeauna cu susuri și josuri. Soros e recent săracul, de acum 2-3 ani a devenit țap ispășitor. Acum 5 ani nimănui nu i-ar fi trecut prin cap. Toate spună corporațiile, nu știu bă, ce vreți, dar Soros și ele devină pentru toate, niciunui român nu i-a trecut prin cap chestia asta până n-a fost lansat pe piață. Nu? Și lansat bine și a zis, o, uite că nu, prost am fost. Nu mi-am dat seama că nu, era ce se cui, și unguri, și evreu, și de toate, deci ăsta e clar, ăsta ne-a luat și mămăliga, și frumusețea, și toate. Deci e suficient să numești, să arăți, el e țapul ispășitor, în momentul în care toată lumea așteaptă să înțeleagă de ce dracu mi se întâmplă, ce mi se întâmplă, dacă cineva, cineva nu o persoană, cineva un actor social, e suficient de abil să spună, păi vă explic eu, uite, el e. Atunci, șansele ca toată lumea să creadă acest lucru, să creadă în acest țap ispășitor și să se repeadă pe el, sunt foarte mari. Pentru că e o soluție de confort psihic. Decât să mai caut eu, să mă întreb în fiecare zi ce o să mi se întâmple mâine, dar de ce mi s-a întâmplat, sau poate am fost eu de vină că n-am reușit, sau poate cineva mi-a vrut răul, dar asta te consumă. În momentul în care ai un răspuns pentru toate belelele, spui, se cheamă Soros, sau evreu, sau cum a fost în interbelici, e mult mai simplu, suflet obturat, nu merge prost, dar bare nu știu de ce. Ori acest lucru, totdeauna, e, cum spun, e dans de doi. Deci să fie ca să ajungi să arăți cu degetul și chiar să devii agresiv cu cu străinul, sigur că asta vine dintr-o frică, dintr-o frustrare de sine și o nevoie de a te întoarce la tine, la origini și așa mai departe. Deci e ceva relativ recent, dar care denotă exact această stare de confuzie, de derută, care nu s-a rezolvat, ci care a fost, s-a accentuat. A fost foarte puternică și era foarte normal să fie foarte puternică la începutul lui 90, pentru că răsturnarea a fost totuși fundamentală și pentru foarte multă lume chiar nu știau ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu viața lor. Și a fost suficient ca să vină domnul președinte Iliescu să spună, bă, regele, Rațiu, și așa mai departe, cu boierii lor, au venit să vă ia bunurile, să-și ia înapoi bunurile. Și s-a crezut aproape 80%. După care ne-am liniștit totuși din acest punct de vedere, să nu uităm acest lucru. Asta cu cum spun, cu fricile și cu agresiunile împotriva străinului, sunt iarăși au început să crească relativ recent. Nu înseamnă că dacă ne referim strict la maghiar și așa mai departe, ăsta a fost, este și va rămâne un fond conflictual, ca peste tot unde s-au întâmplat astfel de împărțiri. Dar e cu susuri și cu josuri. A fost o perioadă mai calmă. Acum, iarăși, lucrurile sunt mult, au început să se înflameze și pe parte și pe alta. Deci, n-aș generaliza aici, dar toate aceste, pe de altă parte, toate aceste înflamări arată clar sau sunt un simptom al unei neliniști sociale, mult mai confuze. Or, asta este ceea ce mă îngrijorează. În momentul în care se cumulează mai multe, un simptom, 2, 3, 4, înseamnă că probabilitatea că societatea are o boală mai gravă este din ce în ce mai mare. Deci, raportarea la străini este numai un capitol, numai un simptom grav al acestei stări mult mai largi, mai profunde. Ne inflamăm de fiecare dată când de 15 martie se arborează steagurile secuiești sau steagurile maghiare. Și revin discursurile pericolului maghiar. Este pericolul maghiar un pericol real sau doar o temă de propagandă intens folosită în anumite momente și cu anumite scopuri? Iarăși este și una și alta, adică n-aș cădea niciuna dintre extreme.
numai românii sunt apucați total, sunt isterici și tot timpul văd unguri care vor să ia Ardealul și unguri săraci, liniștiți, n-au avut niciodată nicio treabă, să fim serioși. Pentru maghiari, Ardealul, Transilvania a fost o miză, va rămâne o miză și va rămâne o dramă. Deci există clar și un iredentism în ultima instanță și în orice caz un lov și jale a maghiarilor pe această temă. Bun. Deci, pe de altă parte, pe partea românească, iarăși există și a existat și va rămâne o teamă de nu cumva să ne întoarcem înainte de unire. Toate astea însă pot să meargă și au mers într-un tandem adio, dar rămân cu tine. Adică știm, nu ne călcăm pe bătătură, dar nici nu uităm, dar conviețuim. Bun, problema e când aceste lucruri iarăși se iese din acest registru de coexistență, sau cum spun oltenii, de îngăduială. Nu e iubire, dar s-au îngăduit multă vreme. În momentul în care, și vorbim despre actualitate, aici n-aș mai spune că e doar propagandă din partea românească, pentru că presiunile din partea maghiară în ultima vreme însemnând 2, 3, 4 ani, chiar sunt serioase și sunt geopolitice, nu mai sunt punctuale. Deci aici ține deja de politica mare, de geopolitică. Din păcate însă, acolo unde chiar frige, acolo unde chiar e o problemă, competențele noastre par să fie slabe și preocupările noastre par să fie slabe, adică diplomatice profesioniste, nu firea ți-ai dracu, iar vreți să... Asta e folclor. La nivelul ăsta internațional nu se discută în acești termeni. Deci acolo unde ar trebui și este o problemă și unde ar trebui să fim profesioniști, vorbesc de stat, nu suntem. Pe de altă parte, această problemă devine din ce în ce mai, sau alimentează discursul public pe care îl inflamează. Ori discursul public este, în acest caz, este fără miză, pentru că problema e, a pus steagul, a dat jos steagul, avea pantaloni scurți, avea pantaloni lungi, a țipat, a zis jos Avram Iancu sau sus Avram Iancu. Bun, sigur că sunt lucruri neplăcute, unele sunt măgării, altele nu sunt, dar e folclor, sunt mărunțișuri. Ori toată națiunea se concentrează pe mărunțișuri care pot să fie ca o mârlănie, de exemplu. Bun, e mârlănie, unul ce-a făcut o mârlănie, altul ce-a făcut altă mârlănie, tu ai făcut o mârlănie. E neplăcut, se discută, se rezolvă. Dar e mărunțiș. Deci aici, la acest nivel, acest nivel monopolizează dezbaterea publică și conștiința publică și imaginarul public, problema reală aproape că nu este discutată. Adică, altfel spus și rezumând, discutăm neserios ceea ce ar trebui să vorbim serios. Și rămânem în acest neserios, neserios în sensul de la suprafață, cotidian, cearta între nevastă și soț. Se mai întâmplă, nu-i frumos, i-a mai scăpat și o palmă, nici asta nu-i frumos, dar nu-i problemă de strategie națională. Ori această problemă pune și niște mize sau are și niște mize de strategie, de geostrategie, de geopolitică mult mai temeinice. Acum câteva zile am filmat la Arad și am filmat inclusiv în Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, unde există, pe de o parte, amplasată Statuia Libertății sau Statuia celor 13 generali unguri, cum se mai numește ea, și un alt grup statuar reprezentându-i pe revoluționarii de la 1848. Nu discutăm dacă din punct de vedere artistic era fericită această asociere, ci discutăm la nivel simbolic. Există posibilitatea unei reconcilieri reale româno-maghiare, în afară de reconcilierea prin statui? O reconciliere, de fapt o conciliere, pentru că
vorbim despre reconciliere, ca și cum a fost conciliere atât amar de vreme și s-a întâmplat ceva pe undeva și trebuie să ne reconciliăm. Nu, n-are cum să existe. N-are cum să existe o amnezie atât de totală, sau atât de profundă și de o parte și de alta, astfel încât această tensiune să nu continue ca apele freatice de-a lungul timpului și spațiului. Deci acest lucru nu are cum să dispare. Ce putem să ne întrebăm și ce poate să existe este, repet, o conviețuire. Ceea ce în sate mai ales, între vecini, a existat și încă mai există. Și se desfășoară cu un anumit firesc. Deci problema este dacă acest lucru mai este posibil și este posibil, a fost posibil și va fi posibil. Dar câte vreme există această suspiciune tacită. În momentul în care oricine face acest lucru, zgândește această suspiciune, zice, să știi că vecinul cu care crezi tu că te înțelegi, am aflat eu ciocoace. Vigilența devine bruscă. Deci oricând acest gen de suspiciune și de rezervă care va exista, poate să fie activat, poate fi utilizat într-un scop sau altul. Ori aici e marele pericol. Dacă la nivel politic se vrea și se poate o conciliere. Câteodată se vrea și când se vrea se poate, câteodată nu se vrea. Pe moment nu prea se vrea nici de o parte, nici de alta. Deci aici lucrurile devin mai riscante. Ar fi necesară? Categoric ar fi necesară. A fost tot timpul necesară. Doar că acum este necesară puțin la alt nivel. Era necesară istoric din momentul în care Imperiul Austro-Ungar s-a spart și populații, societăți, comunități care au fost într-un fel sau altul în aceeași oală, nu? Deci în același sistem politic, cultural, în anumită măsură, s-au despărțit și și-au căpătat teritoriul lor care a devenit și a rămas teritoriul național. Bun, cum faci să te împaci cu cel care ți-a luat trei sate, tu la rândul tău ai luat șapte sate de la altul, frontiera s-a dus mai încolo sau mai încoace, deci inevitabil pe acest spațiu al Imperiului Habsburgic, frontierele n-aveau cum să fie omogene etnic. Și atunci, pe acest fond, inevitabil au fost și sunt în continuare astfel de tensiuni și de suspiciuni. Deci, din acest punct de vedere, a fost necesară o reglementare. Bun, cum conviețuim ca să nu stăm tot timpul cu cuțitul scos? Că nu e rentabil nici pentru tine, nici pentru mine. Mai avem și alte treburi. Deci acest lucru, la nivel regional, s-a cam făcut. Bun, acum este și mai necesar pentru că discutăm de state care sunt membre UE. Momentul în care vii cu un conflict regional, el nu mai este regional, este european, pentru că afectează întreaga Uniune, afectează relațiile, obligatoriu relațiile europene. Deci la ora actuală, un pact de neagresiune, să zic așa, deci o reglementare acestei conviețuiri este de două ori mai importantă, pentru că miza este mai importantă, măcar pentru că este strategic și teritorial mai importantă. Nu este doar spațiu Europa Centrală, să zic așa, aproximativ, ci vorba de întreaga construcție europeană care poate să fie șubrelită și puternic șubrelită de repornirea acestor conflicte regionale, care par să repornească. Ori aici Ungaria nu are conflicte numai cu România, merge și pe Slovacia și așa mai departe, dar nu o să intrăm aici în detalii. Aceste conflicte regionale sunt posibile doar în această parte a Europei? Da, categoric. Dar Franța este unul dintre cele mai vechi și mai puternice state și dacă ne uităm la istoria Franței, au trebuit și lor câteva secole bune, astfel încât să fie francezi cu toții și nu burgunzi, nu știu, valoni, cum e în Belgia,
și așa mai departe. Deci sigur că da, în Franța acest lucru e greu de imaginat. În Germania, pe de altă parte, iarăși este greu de imaginat pentru că, sau din alte motive, au o culpă de două, trei războaie și nu-și mai permit, deci ar fi culmea, ar fi aproape sinucigaș să-și pună problema unor diviziuni și unor conflicte interne când trebuie să, cum să spun, să-și îngroape morții, să cadă la pace cu propria lor memorie. Dar dacă ne uităm mai departe, din Italia, în Spania, în Belgia, aceste conflicte regionale, sunt locale, regionale, sunt din nou pe tapet. Belgia, de facto, nu mai e Belgia, adică sunt flamandii, sunt valonii. Și doar formal mai stă ca un stat integral. Deci acest gen de tensiuni și de revendicări care ar fi crezut că s-au terminat, că țin de secolul XIX, ele reapar pe cu totul alt fond, pe un fond de dezvoltare economică inegală. Deci nu putem să spunem că sunt doar în zona noastră, pot să fie oriunde în Europa și sunt în mai multe părți din Europa, sigur că motivele sunt ușor diferite în cazul, nu știu, Belgiei și a Ungariei cu fostele ei granițe, dar efectele pot să fie la fel și vedem foarte clar că în momentul în care a fost toată tensiunea cu Catalonia, nu, Uniunea Europeană a fost foarte speriată și a încercat să intervină și să gestioneze acest posibil bulgăre de zăpadă care se putea transforma într-o întreagă avalanșă. Deci riscurile nu sunt doar dinspre partea noastră, sunt din păcate și în alte zone, ceea ce nu ne face să ne simțim mai bine, adică am murit și capra vecinului, deci stăm liniștiți, evident că nu. Într-o Europa de secol 21, informatizată, digitalizată, globalizată, de ce apar aceste tensiuni de secol 18? Probabil pentru că încă suntem oameni. Ceea ce este comun în toate aceste cazuri este o anumită nevoie de identitate. Ceea ce sună discurs de secolul XVIII și este discurs de secolul XIX-XIX. Tot discursul științific, academic și public despre identitate în ultimele decenii a fost că e o construcție socială, că n-are rost să ne încurcăm cu așa ceva și teoretic așa stau lucrurile. Dar în momentul în care vezi că peste tot în lume încă mai sunt oameni absolut dispuși să moară în numele identității, fără a putea să spună identitatea mea cam de când e și cam cum arată ea. Nu, e ceea ce simt eu că identitatea mea și dacă mă ating în identitatea mea, mor cu tine de gât. Și se întâmplă tot mai des. Din acest punct de vedere, în grade și moduri diferite, trăim într-o lume în care această problemă a apartenenței a devenit foarte vagă, foarte flu și foarte neprecisă. Deci apare de multe ori această nevoie de a-ți reformula o identitate, adică o apartenență. Eu mă definesc ca român, ca antropolog, ca nu știu, bărbat, ca tată, ca una sau ca altă. Da, doar că în secolul 21 trebuie să le fac pe toate deodată și sunt vreo câteva sute de astfel de apartenențe și eu nu mai știu care e mai importantă, pe care să o aleg. Aleg să mă prezint ca tată de familie care și nu-mi iese și atunci mă duc pe altă. Bun, atunci măcar ca antropolog, nici asta nu mi-a ieșit, dar da, sunt voce publică. Și aici mi s-a dat peste nas și numai. Și eu ce sunt? Și atunci se exacerbează această nevoie de a găsi o apartenență în care să-ți găsești un sens, să-ți găsești un rost.
Ceea ce e o chestie care nu mai are nimic de a face nici cu secolul 21, nici 20, nici 18, nici 19, ci pare să fie o nevoie general umană. Sigur că ea este tot mai și brusc tot mai relativă cu noile generații și o să dau un exemplu care spune mai mult decât toate vorbile. Când am avut o conferință publică despre construcția națională, am încercat eu să fiu cât mai nuanțat cu putințe, dar tot la războaiele cu turcii și cu Pașop și cu nu știu ce, trebuie să trec pe acolo. Singura întrebare a venit din partea, sau mă rog, cea mai importantă într-un fel, din partea unui tânăr de vreo 30 de ani, care m-a întrebat, dar aș vrea foarte mult, sunt foarte curios să știu ce părere aveți dumneavoastră despre națiunile digitale. Eu zic, adică vrei să spui, e cetățenia digitală, nu, asta e expirat, asta e de mult. Nu, națiunile digitale, noi de exemplu suntem o astfel de națiune digitală, cam 3.500.000, avem satelitul nostru și ieri, tocmai am avut un consiliu, am scris o scrisoare prin care ceream Bruxellesului să fim recunoscuți ca națiune digitală. Eu cu bătăliile mele cu turci, unde era? Că acolo s-a creat, nu, identitatea națională, statul, probleme. Acest gen de apartenență încă mai există și încă mai e viu, dar e pe cale de a se sublima, de a trece în altceva. Sigur că nu va fi peste noapte, dar va fi mult mai rapid decât trecerea de la secolul XVI, când au început problemele astea, până la secolul 20. Deci nu vă să spun că nu e niciun fel de schimbare. Dimpotrivă, ea este și va fi tot mai rapidă, dar asta nu înseamnă că astfel de comportamente înrădăcinate în mii de ani, gata, a apărut internetul, deci ai băgat delete și a terminat, ai delete toată istoria. Nu. Dar e o perioadă de mari transformări și din acest punct de vedere. Mulțumim frumos, stop.